și răbdarea să deschizi drumul în a scrie aceste cărți și altora care ar trebui să se aplece și poate că la nivel de Uniune Națională ar trebui să se formeze un colectiv să poată redacta o istorie a avocaturii. Pentru că o istorie a avocaturii ar trebui să fie scrisă ca să fie cunoscută de toți cei care doresc și exercită această profesie. Chiar dacă la ora actuală suntem în perioada digitală, în perioada tehnică, dacă nu-ți cunoști rădăcinile ca și profesie, cred că nu ești profesionistul care vrei să fii. Dacă îți cunoști rădăcinile, îți poți aprecia înaintașii, îți poți aprecia contemporanii și ar trebui să știi ce vrei tu să fii. Aceste începuturi pe care le-ai făcut, cred că sunt modele, poate s-ar mai găsi și alți colegi de-ai noștri sau alte persoane care să se aplece asupra acestei profesii, pe care noi o considerăm o profesie nobilă, o profesie fără de care justiția nu poate exista și care trebuie făcută așa cum trebuie, cu dăruire, cu suflet. Și ca să ai și dăruire și suflet, trebuie să știi ce au făcut înaintașii tăi, să iei exemplu de la ei, pentru că nu orice profesie se poate face numai în viziunea momentului, ci trebuie să te întorci și în trecut, să vezi cum au fost soluționate și cum au fost privite instituțiile juridice cu care te confrunți, ca să poți face o aplicare în prezent a situațiilor concrete cu care te confrunți. Deci eu te felicit și chiar te rog, dacă mai ai putere și răbdare... Adică asta să fie desert, nu? Da, da, da. Mai putere și tu să te alegi. Da, mai ai... Da, sigur că da, sigur că da, eu mă angajez ca să fiu într-un colectiv respectiv, mai ales că voi avea în perspectivă și alte ajutoare. Da.